mulțumesc timpul nimănui în seara aceasta și doresc ca Domnul să aibă milă de fiecare suflet în locul acesta. Aici, la Betania, la biserică, de Duhul Sfânt am fost trimiși. Și am venit cu mic și mare prin călăuza lui Iisus. Aleluia! N-am venit cu alte gânduri. Nici alte planuri nu avem. Și avem o singură dorință, vrem aspe Domnul să-L vedem. Vrem să coboare în adunare, să se oprească lângă noi, să cerceteze ori și ce stare și să ne îmbrace în haine noi, în hainele neprihănirii spălate în sânge sfânt curat, și să ne toarne azi în inimi puterea celui prea înalt. Avem cu toți de aici probleme, necazuri, lipsuri și nevoi. Venit au mulți bolnavi, Iisuse, întinde-ți mâna peste noi. Și lasă binecuvântarea cum numai Tu, Iisuse, o lași. Și șterge lacrimi amare de la părinți, surori și frați, care plâng. Plâng de multă vreme să vii să intri în casa lor. Să mântuiești copiii care s-au depărtat de Domnul lor. S-au rătăcit pe căi străine, atrași de pofte și plăceri. Și plâng părinții nopți și zile din nou să te înduri de ei. Te așteptăm, avem nevoie de vocea ta, de glasul tău. Să ne întreb altă dată ce vrei să-ți fac copilul meu. Îți voi răspunde că-și vrem, Iisuse, Tu de la noi să nu mai pleci. Că-și nu vrem să rămânem singuri cu noi să stai pe veci de veci. De aceea ne unim cu toții. Și în rugăciune te chemăm și credem că ești prezent aici și prin credință te vedem. Și seara aceasta va fi mare că ești Iisuse printre noi. Deci Tu să-ți faci a Ta lucrare cu fiecare dintre noi. Cu toți strigăm, trăiască Domnul! Trăiască Fiul și Duhul Sfânt! Suntem aici că ne dor de Tine și Te iubim, Iisus.